Bună, prieteni, numele meu este Maria și astăzi am revenit cu un nou clip și astăzi am să fac un book haul în care am să prezint toate cărțile pe care mi le-am achiziționat luna noiembrie, pentru că mi-am făcut o comandă și apoi mi-am mai făcut încă una de Black Friday, pentru că, după cum știți, acum câteva zile a fost Black Friday și nu am putut să nu profit de această ocazie, pentru că a trebuit neapărat să-mi cumpăr cărți noi. Sper să vă placă acest clip și haideți să începem! Pe care mi-am comandat-o de pe Elefant a fost Orașul de cenușă de Cassandra Clare, al doilea volum din seria Instrumente Mortale. După cum bine știți, mi-a plăcut foarte mult primul volum și a trebuit neapărat să continui această serie, pentru că mă atrage foarte mult stilul Cassandra Clare și îmi place foarte mult povestea creată de aceasta. Și de asemenea, pentru că primul volum mi-a lăsat o impresie extrem de bună și totul a fost într-un mod foarte pozitiv, m-am gândit să continui trilogia, așa că mi-am cumpărat cel de-al doilea volum, pentru că vreau neapărat să am ce se întâmplă. Apoi mi-am luat cartea a treia din trilogia Hunger Games, Jocurile Foamei. Cartea a treia se numește Jocurile Foamei, Revolta și este ultima carte din această trilogie, din păcate, pentru că mie mi-a plăcut extrem de mult să citesc lectura primelor două cărți și au fost niște cărți extrem de bune și m-a plăcut foarte mult. Au ajuns printre cărțile mele preferate și cred că o să intre în top 10 cărți preferate din anul 2017. Și normal că a trebuit să-mi cumpăr și ultimul volum ca să termin această trilogie. Toate că îmi pare foarte rău că se termină totul, dar trebuie să aflu cum se termină toată acțiunea din aceste trei cărți. Apoi mi-am luat o carte care se numește Cu toții suntem făcuți din molecule, de Susan Nelson, cred, nu știu dacă am pronunțat numele corect, în fine, și este traitura epica. Și această carte pur și simplu m-a atras, pentru că am văzut foarte multe păreri pozitive despre ea. Am înțeles că este o carte în aceea drăguță pe care poți să o citești și îți lasă un vibe foarte pozitiv. Și m-am gândit că și eu trebuie să o citesc, să aflu despre ce este vorba în această carte și să vă spun vouă părerea după ce o citesc în următorul wrap-up. Cred că o să fie o carte destul de ușor de citit, adică așa pare, plus că are foarte multe capitole și are un scris destul de mare. Nu știu, abia aștept să o citesc. Apoi mi-am comandat și cartea După cine a încercat, de Anna Todd, al doilea volum din seria After și da, uitați-vă, este o cărămidă de carte. Are extrem de multe pagini, undeva la 700 de pagini, da, și este o imensitate. Este pur și simplu genul. Dar asta nu contează, pentru că o să citească rapid așa cum s-a citit și primul volum, pentru că poate că nu are scrisul atât de mare cum le-au dat de cărțile de la editura 3, dar sunt extrem de multe capitole, undeva la 120-130 de capitole, deci vă dați seama cât de repede se citește. Și mi-a plăcut primul volum și vreau să continui această serie, de asemenea vreau să o termin și pe aceasta și chiar vreau să aflu ce se întâmplă în carte. Pe mine, pur și simplu, pot spune că a fost un volum ok, sper că acesta să-mi placă și mai mult. Și acum, cartea pentru care până la urmă am dat această comandă a fost ultimul volum în trilogia Mara Dyer, Răzbunarea. După cum bine știți, ador Mara Dyer și sunt obsedată de Mara Dyer, da. Și mi-a plăcut extrem de mult primele două volume, astfel încât această trilogie este pur și simplu preferata mea și n-aveam cum să nu citesc și ultimul volum, adică mi se pare un lucru imposibil. Și mi-a plăcut atât de mult toată acțiunea din carte. La început am fost în Reading Slump și atunci când am citit primul volum, pur și simplu cartea asta m-a scos din Reading Slump și m-a făcut să-mi placă mult mai mult și da, este, nu știu, trilogia mea preferată din totdeauna și trebuie să aflu cum se termină această poveste. Îmi place extrem de mult și sper să o citesc cât mai curând și apuc să o citesc mai curând, pentru că sunt atât de curioasă la tot ce se întâmplă. Acum să trec la cărțile pe care mi-am luat de Black Friday. Au fost niște reduceri extrem de mari și cărțile erau undeva pe la 17-18 lei. Au fost și câteva cărți pe care mi-am luat cu 25 lei, dar atunci mi se pare niște prețuri destul de ok. Prima carte pe care mi-am luat-o a fost Marea Călătorie a lui Amy and Roger, de Morgan Matson. Nu știu sigur dacă se pronunță numele, în fine. A apărut la editura Epica. Am văzut această carte la Alina de la Alien Books. Hei, Alina, dacă te-ți la acest clip, în fine.
Și mi s-a părut o carte foarte interesantă. Are la bază de adolescenți, după cum se vede și pe copertă și în titlu. Și aceștia pleacă într-o călătorie. Altceva nu mai știu și nici nu vreau să știu altceva, pentru că vreau să mă surprindă cartea. Dar îmi place foarte mult formatul acestea, pentru că are tot felul de scrisori și poze și nu știu, da, vedeți. În fine, și chiar sunt foarte atrasă de cartea asta și vreau să aflu ce se întâmplă. Apoi m-am luat o carte pe care mi-o doream de foarte, foarte mult timp. Această carte fiind Mica Enciclopedie Higgy, cred că așa se pronunță. În fine, este Rețeta daneză a fericirii, o carte care puteți să vedeți, are o copertă superbă, nu știu dacă vedeți, dar are niște detalii cu auriu care sunt chiar foarte frumoase. În fine, această carte are la bază cultura daneză și ne este prezentat absolut fiecare detaliu din viața danezilor, cum aceștia au viețile atât de frumoase și, după cum spune și în titlu, rețeta fericirii. Are niște imagini superbe și foarte multe lucruri superbe, adică puteți să vedeți și abia aștept să o citesc, mi se pare că va fi o lectură foarte relaxantă din care ai ce învăța și chiar m-a atras foarte mult. Apoi mi-a luat o carte pe care cel mai mult am văzut pe BookTube-ul din afară, pentru că nu știu, poate că eu n-am fost atentă, dar cel mai mult acolo am văzut eu cartea aceasta, cartea fiind The Night Este Cunosc de Jojo Moyes, cred că am o problemă cu numele autorilor. În fine, și cartea aceasta am aflat că este o carte în aceea la care plângi extrem de mult și știți că eu ador cărțile la care plângi. Deci, pur și simplu, cărțile acelea îmi plac cel mai mult. Dacă n-are final cu plâns, mie nu-mi place. În fine, și cartea aceasta se pare că are acel final pe care Maria l-așteaptă de foarte mult timp. Și plus că mi se pare o carte chiar foarte frumoasă, adică este de dragoste, după cum știți, la fel că îmi place. Și cred că o să fie o carte pe gustul meu și chiar vreau să o citesc, pentru că sunt extrem de curioasă să aflu ce se întâmplă și de ce o să plâng. Apoi mi-am luat o carte pe care mi-o doream de foarte mult timp, cartea aceasta fiind Banda celor 6 ciori. Aceasta a fost cartea despre care v-am spus că a fost 25 de lei, dar având în vedere că costă în jur de 50 de lei în orice librărie, mi se pare un preț extrem de bun, dar cartea aceasta mă atrage extrem de mult. Nu știu foarte multe despre ea, dar pe grupurile de pe Facebook în care sunt eu, toată lumea vorbește despre cartea aceasta și vreau să aflu ce este despre ea și vreau să aflu ceea ce se întâmplă, pentru că sunt foarte curioasă. Nu m-am informat foarte mult despre ea, ce am făcut, a fost să citesc sinopsisul de pe spate și mi se pare că va fi o carte foarte frumoasă, nu știu, dar având în vedere că este o carte de la litera 3 și are scrisul mare și de obicei pe toate cărțile, pe lectorate le citesc foarte repede, am spus de ce să nu iau această carte, plus că părerile cărții sunt foarte pozitive. Cu Maria nu se poate abține din a cumpăra cărămizi. Am mai cumpărat încă una, la fel, imensă, de 700 de pagini. Am o problemă cu cărțile acestea luna asta. Cartea este 50 de zile înainte de sinucidere, o carte apărută la Leda Edge și mi se pare o idee extrem interesantă. Puteți să citiți sinopsisul de pe spate, pentru că nu știu mai mult, dar nu focalizează, mulțumesc. În fine, și cartea mi se pare una foarte interesantă. Am vorbit cu Lola foarte mult despre cartea asta și ea vrea să și-o cumpere și vrea să o citească și amândoi eram acolo că vrem să o citim, deci vă dați seama, suntem două fane ale acestei cărți, dar nimic că n-am citit-o. Și are un scris extrem de mare, la fel o să citesc destul de rapid, cred și sper. Și mi se pare că este o carte pe gustul meu, deci vreau să o încerc. În continuare mi-am luat o carte pe care mi-o doream de extrem de mult timp și pe bune că doream de foarte mult timp, numai că eu nu mi-am băgat un wishlist, de fiecare dată îmi făceam o comandă, aveam un wishlist doar anumite cărți și cartea aceasta nu era printre acelea și uitam de ea. Da, vă dați seama ce interesant. Și cartea este Regatul Spirilor și al Trandafirilor de Sarah J. Maas, cred că aș spune un nou, în fine. Și este volumul 1 din o serie sau o trilogie, cum mă întrebați, în fine. Dar foarte mulți prieteni ai mei au citit această carte și toți au spus că le-a plăcut foarte mult, plus că am văzut foarte multe păreri pozitive. Nu știu la fel foarte multe despre carte, dar uitați-vă doar, adică are o copertă genială pe bune și având și păreri pozitive, de ce nu mi-aș lua-o, de ce n-aș citi eu?
Scrisul este unul ok, deci cred că la fel se va citi destul de repede. Mie chiar mi-a plăcut toată ideea cărții și sunt super excited și vreau să citesc pentru că nu știu. Vreau pur și simplu să citesc, mă atrage. Și ultima carte pe care mi-am cumpărat-o, dar nu am aici pentru că este la Big Boy, pentru că mă să-mi iau, dar asta nu contează. Cartea aceea este Delirium și o să vă las aici o poză cu această carte. M-a sfătuit din nou cu Lola, pentru că e sfătuitoarea mea de cărți, da? Și ea mi-a spus că i-a plăcut foarte mult această trilogie și eu cu ea avem destul de asemănătoare gusturi în materie de cărți și pentru că am văzut ce citește și ce-i place și da, ne cam plac aceleași lucruri. În afară de spoilere, pentru că îi plac spoilere, eu le detest, deci da. Cartea aceasta mi s-a părut una destul de drăguță, am citit sinopsisul la fel și mi s-a părut o carte destul de ok, dar cum ea a spus că i-a plăcut, am zis că de ce să nu o citesc și eu. Foarte mult ale cărțile după părerile altora, pentru că dacă majoritatea spune că nu le place, rare ori mă gândesc să-mi cumpăr și acea carte, pentru că este destul de periculos să-ți cumpăr o carte dacă are foarte multe păreri negative. În fine, și cartea aceasta, dacă Lola a spus că îi place, trebuie să-mi placă și mie. Ok, prieteni, acesta a fost clipul. Sper din tot sufletul meu că a plăcut și dacă a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă abonați și să lăsați un comentariu cu ce cărți v-ați luat voi de Black Friday. Nu toată lista de cărți, doar cărțile principale pe care le-ați avut în comenzile voastre. Sper tot sufletul meu a plăcut și ne revedem data viitoare. Pa!